Reprezentanții Ecoacoa anunță consumatorii din municipiul Călăraș că în data de 15 iunie 2021, în intervalul orar 7-19, se vor executa lucrări de revizii și reparații la o serie de obiective strategice de alimentare cu apă potabilă, stația de tratare a apei potabile Călăraș și rețeaua de distribuție a apei potabilă, lucrări ce impun sistarea furnizării de apă potabilă timp de 12 ore în întreg municipiul Călăraș. Abonații afectați de această oprire sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz caznic în perioada întreruperii furnizării apei. De asemenea, reprezentanții Ecoaco a transmit asigurări că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea acestora și reluarea furnizării utilizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp.